Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Și da, sunt la birou și am lângă mine un sistem, dar nu facem review la absolut nicio placă video sau nu facem review la absolut niciun sistem, ci la Metro Exodus. Băieții de la Nvidia au fost atât de drăguți și ne-au trimis un cod pentru acest joc și dacă rămâneți cu noi până la sfârșit și veți da în comentarii RTX ON, mai avem un cod de giveaway pentru acest joc. Placa video pe care vom testa noi acest joc este un Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti de 11 GB. Cam atât vorbim despre placa video pentru că nu o să intrăm în prea multe detalii. Așadar, vom vorbi puțin despre RTX, despre performanța acestui joc, despre grafica lui, bineînțeles despre mecanica lui și într-un final despre RTX și DLSS. Și ce înseamnă, mai bine spus, DLSS. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, am pornit jocul și înainte de toate, haideți să mergem la opțiuni, la video și mergem așa, mergem pe o rezoluție 2K. Calitatea este la ultra, V-Sync, bineînțeles, este oprit, gama nu ne interesează, motion blur-ul este dat pe low. Folosim DirectX 12, Nvidia RTX este on și ray tracing-ul de asemenea este dat pe high. De asemenea avem și DLSS activat, Hairworks pentru a avea detalii cât mai bune asupra caracterelor, Advanced Physics, Tessellation on și bineînțeles Texture Filtering dat pe 16x. Ce-mi place foarte mult este în fiecare loading screen de genul acesta, personajul principal, sau mai bine spus, personajul pe care tu îl interpretezi are cât un speech, cât un monolog și practic afli câte puțin din poveste și nu o să dau spoilere în ideea în care vreți să aflați mai multe despre acest joc, deoarece poate mulți dintre voi veți vrea să-l jucați, iar eu vin aici cu spoilere, fac prostii de genul acesta. Bun, haideți să vorbim puțin despre performanța acestui joc înainte de a trece la gameplay-ul în sine. Avem 120 de cadre pe secundă cu ray tracing on. Ceva mai multe decât în BF5, deși acel joc este destul de bine optimizat. Practic, RTX on la 100 de cadre pe secundă mi se pare o performanță destul de bună. Ce înseamnă acest DLSS? Vine de la Deep Learning Super Sampling. Practic, Super Sampling nu e ceva nou, înseamnă că placa video este capabilă să randeze jocul la o rezoluție mult mai mare și în momentul în care ea este afișată pe ecranul tău, la o rezoluție mai mică, elementele par mult mai finuțe, cum ar veni muchile poligoanelor și așa mai departe. Dar Deep Learning este partea interesantă. Practic ce face? Placa grafică repetă acest proces de randare al jocului și devine din ce în ce mai bune cu fiecare proces. Și în momentul în care imaginea este scalată la o rezoluție mai mică, imaginea devine din ce în ce mai bună. Practic asta este logica din spatele DLSS-ului. Așadar, hai să ne jucăm, să ne fuțuim pe aici pe hartă și, în primul rând, s-a nimerit să fiu într-o poziție foarte interesantă în momentul acesta. Ce vreau să spun despre acest ray tracing, în momentul acesta, aici am o sursă de lumină. Dacă stau cumva fără să văd sursa de lumină, se vede reflexia și umbra de la grilaj pe această valiză sau ce mama naibie. Da, este o valiză. De asemenea, mai avem și reflexii de la sursa de lumină din stânga, de aici, avem reflexia pe armă. Hai să vedem ce mai avem pe aici, să ne uităm după detalii. Am deschis un cabinet, ia să vedem ce avem înăuntru, avem ceva gloanțe și cam atât. Ok, nu o să vă povestesc despre joc, despre poveste, despre absolut nimic, pentru că v-am spus, nu vreau să fie un spoiler. Așa. Ce îmi place la mecanica acestui joc este faptul că este o combinație de shooter și cu o combinație de stealth mode, practic. Ai două opțiuni de a rezolva misiunile, ori într-un mod stealthy
și să fiu ca un fel de ninja, sau, cum spun unii, guns blazing, te duci, dar momentan nu avem atât de multe gloanțe cu ce facem acest lucru, așa că mergem și îl omorâm pe acesta. Ok. Aparent trebuie să stingem de lumina să nu ne vadă nimeni. Stai tu aici. Ok, l-am omorât. Do something about the guards, please. Am I glad to see you here. Are you all right? I'm fine, thank you. All right. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and come switch the turntable mechanism on. And please, be careful. We could easily have the whole base on us. Let's do this together. Just a little. Yes. Run! Kill them! În momentul acesta, tot ceea ce am aflat despre acest joc, spoiler alert, dacă nu vrei să auzi acest lucru, dă skip mai departe. Practic, tot ce se întâmplă în povestea aceasta, nu s-au terminat războaiele, practic, doar că cei care stăteau în Moscova, sub metrou, erau... Practic, li s-a ascuns adevărul de către, bineînțeles, una dintre facțiuni. Pe lângă faptul că li s-a ascuns adevărul, toate semnalele radio erau bruiate și în momentul acela nu putea fi conectată, sau mai rog, nu putea fi contactată lumea din exteriorul Moscovei. Însă, personajul principal mereu a căutat salvarea și mereu a căutat felul de a, un fel de a găsi o situație să salveze oamenii și prin încăpățânarea lui a fost cumva... tratat ca un trădător. Mergem mai departe, nu o să povestesc cum s-a întâmplat să avem acest tren, doar că în momentul în care am întâlnit acest pod, cineva a tras cu un pistol, i-a sărit un piston și pistonul acela este stricat. Iar el este mecanicul nostru, sau cel care ne ajută cu trenul. Aici ne-am oprit. Am mors acolo la biserica aceea, foarte ciudată, unde le-am găsit pe ele două, pe această fetiță și pe mama ei. În biserica aceea era un preot, ca să-i spun așa,
Unul nebun credea că Dumnezeu poate să-i salveze. Eu am fost văzut ca un heretic și au încercat să mă vâneze, doar că am ripostat și cumva s-au predat. Nu a trebuit să omor prea multă lume. Și, ei bine, cam asta ar fi avansul în poveste. Tot ce trebuie să fac acum este să vorbesc cu... Nu știu cu cine trebuie să vorbesc, ce vrea de la mine. Ah, da, corect. Ea este un fel de asistentă medicală. Și a avut, acum povestește că avea nevoie de lumină, însă nebunii ăștia de acolo aveau impresia că electricitatea este mâna satanei și nu voiau să folosească absolut deloc electricitate și aveau numai lumânări și fel de, tot felul de lămpi cu gaze aprinse. Iar el este Miller. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. And then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. There might not even be any enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau. From the top source. The Moscow government is essentially a local council, to put things in perspective. So, now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Yay, gata, a terminat. Acum pot și eu să mă joc. Sunt curios dacă merge să merg către port. Serios, tocmai mi-a dat misiunea să mă duc acolo și tipul ăsta mă întreabă: hei, te duci la port? Nu, mă duc la port. A, și eu care credeam că te duci la port. Nu, mă duc la port. Ca să vezi, hai să ne uităm pe... Cum naiba ajung eu acolo? Ok. Hai să încercăm pe jos. Oh, super. Acum trebuie să folosim o mască. Pentru că nivelul de radiație este imens. Da. Nu. Nu. Nu muri. Hai, știu că poți. Hai că ești pe verde acum. Gata. Ok. Deci nu mă o să mă omoare radiațiile, mă omoară niște cățeluși pufoși mutanți. Ok, gata. Nu. Hai-mă. Dă-i. În final ajungem și la sfârșitul acestui videoclip. Din păcate, vă dați seama că n-am putut să termin jocul în câteva ore, dar mi-aș fi dorit foarte mult să aflu finalul. În caz că voi îl aflați, lăsați-mă să știu sau dați-mi de știre în comentarii mai jos. De asemenea, Nvidia recomandă câteva setări pentru acest joc și anume undeva pe aici este un chenar. De asemenea, tot aici mai am un mini chenar sau mai bine spus un mini tabel cu rezoluțiile la care funcționează sau mai bine spus rezoluțiile recomandate pentru 2060 și 70. Acestea fiind Full HD, 2080 2K și 2080 Ti 4K. Așadar, cu cât crești în placa grafică, sau mai bine spus, cu cât seria este mai mare, cu atât rezoluția este și ea de asemenea mai mare. Totodată, inclusiv dacă ai un 2060 sau un 2080 Ti, jocul funcționează la rezoluție cel puțin decentă. Full HD este o rezoluție decentă și având în vedere că nu toată lumea are un monitor 2K, majoritatea se vor juca pe o rezoluție Full HD. Însă, partea interesantă e că indiferent de placa pe care tu o ai,
poți să te joci cu setările grafice date la maximum și cu RTX mode dat pe high. Ceea ce mi se pare foarte interesant, având în vedere că este un joc de ultimă generație, sau mai bine spus un joc ieșit recent pe piață și mănâncă resurse la greu. Încă o funcție interesantă este Nvidia Ansel și practic Nvidia Ansel te lasă să faci screenshot-uri sau să capturezi momente din joc în absolut orice unghi. De exemplu, spunem că ești aici și ai vrea să prinzi acest peisaj post-apocaliptic nemaipomenit. Poți să apeși Alt F2 și aici poți să miști camera WASD în funcție de playerul tău. Practic nu te lasă să te duci foarte departe, dar, de exemplu, poți prinde unghiuri cum ar fi acesta. Unghiul acesta nu ai putea să-l vezi, deoarece practic tu poți să te primi doar pe aici. Și ai destul de multe chestii interesante, cum ar fi filtre, stickere, ai o față rea, ce mai ai pe aici? O pisică, un pui care face dab, un câine, o lamă, o tată, dar îmi pare rău că nu pot să văd personajul și să îi pui o mustață sau personajul tău dispare în momentul în care folosești această funcție. Dar poți să le pui mai sus, mai jos, să le mărești, să le învârtești. De asemenea, poți modifica field of view în funcție de preferințele pe care le ai. Aici sus la filter mai avem old film și capture type, screenshot, super resolution, 360. Ia, dacă dăm 360, îi dăm done și s-a salvat în ce program files Metro Recordings, ia să vedem, Metro Exodus, și avem un screenshot. Și cam așa arată un screenshot 360 din Metro. L-aș pune pe perete, sincer, arată foarte frumos. Bineînțeles că nu am să fac acest lucru. De asemenea, încă o funcție interesantă care probabil mulți dintre voi știți de ea este funcția de înregistrare. Apăs Alt Z, am GeForce Experience Layout, dau Record, dau Start și cu asta basta. Sau pot să dau Broadcast Live în cazul în care faci streaming. Dar alea sunt alte setări și altă poveste despre care nu vorbim în acest moment. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Metro Exodus și sper că v-a plăcut, sper să-l jucați. Până data viitoare, nu uitați să lăsați în comentarii un comentariu cu textul RTX ON, sau mai bine spus RTX pauză ON, ca să fie înțeles de toată lumea, și vom alege un câștigător pentru un giveaway cu un cod către acest joc. Practic este Metro Exodus gratis, pe moca, pe degeaba. În fine, salut!